Cultura de dovleac, o soluție pentru legumicultori. Pentru că nu au reușit să facă un profit suficient de bun cu alte recolte, mai mulți legumicultori din comuna dâmbovițeană Tărtășești au început să cultive dovleci, în speranța că o astfel de cultură le poate aduce venituri mai mari. Fermierii au renunțat să mai cultive roșii, castraveți, cartofi și vinete, iar acum vând dovleci. Marfa este comercializată în fața porților, acolo unde în această perioadă sunt grămezi întregi de dovleci de diferite soiuri care își așteaptă clienții. De când ați înființat această cultură de dovleci? De 6 sau 7 ani. La ce-i folosit? Păi de decor pentru Halloween, ce acum ne-am americanizat. Atât, în rest, plăcintar pentru plăcintă, turcești pentru copt. Se vând bine? Sunt clienți? Se vinde, dar greu. Nu pot să spun că nu se vinde. Se vinde, dar greu. Mai și se strică din ei un sfert, că nu-i poți să-i vinzi în totalitate. Deci, una peste alta, e binișor. Nu bine, rău. Binișor este. Ați încercat tot felul de culturi, a zis totuși să faceți ceva ca să meargă. Ce mai, pentru că nu necesită prea multe alea să-i dai de mană, să-i dai de creștere, să-i dai astea apă și să ai semințe bune. Dacă nu-ți oprești semințe cu adevărat, nu faci nimic. Să iei la plicuri, la ce-ți dau ăștia, nu. Mai ales astea care sunt o singură mulțire, dovlece ăștia de Halloween, trebuie să iei numai de la ei. Că altfel, dacă oprești din ele, nu faci nimic. E o cultură care nu necesită așa de multă investiție și atenție. Nu necesită investiție mare, adică să-i dai de mană, să-i dai de alea, dar trebuie să-i dai apă mereu. Să ai instalație la picătură, nu poți să-i dai cu furtunul să-i termini. Deci, necesită investiție. Prețul cum este? Păi depinde. Depinde de ce marfă ai. 3 lei, 4 lei bucata. De când puneți această recoltă? De câțiva ani. Și cum merge? Bine. De care dovleci aveți? Plăcintari pentru copt și pentru decor. Se vând? Se vând. Prețul este bun? Vă reușiți să vă acoperiți cheltuielile? Depinde de an. Uneori da, alteori nu. Anul acesta cum a fost? Bine. Puneți de mult această cultură? De 3-4 ani. Punem și căpșuni, și pepeni, și dovleci. Dovlecii cum merg? Chiar anul ăsta chiar au mers bine. A început lumea să știe că sunt bun de consum, că sunt conțin substanțe bune pentru organism și a început să vândă, inclusiv cei de ornament, că vine Halloween. Deci vă ajută și această sărbătoare, ca să zic așa. Da, da, ne ajută. Ne ajută, că dacă am împrumutat Halloween-ul de la americani, chiar ne ajută. Prețurile cum sunt? De la 3 lei kilogramul cei de consum și ceilalți sunt la bucată. La 10 lei, la 15 lei, la 20, în funcție de mărime și de preferințele oamenilor. Costurile de producție cum sunt? Costă mult să înființezi o astfel de cultură? Costă, sămânța e scumpă, sămânța nu poate fi folosită din dovleci, trebuie să o cumpărăm, că cei mai mulți sunt hibrizi. Iar anul ăsta, în condițiile în care nu a plouat aproape deloc de 3-4 luni și totul a fost prin irigație, chiar a costat mult anul ăsta. Au nevoie de foarte multă apă. Da, foarte multă apă, au diferite boli, trebuie tratați, trebuie jumuli bureanul, trebuie... Sunt greu, îi punem la folie de mulcire, cu picurare, cu... Adică trebuie create niște condiții și pentru ca să dezvolta ei și pentru a ne ușura munca noi. Vă gândiți să vă extindeți în viitor? Nu cred, pentru că o facem munca asta în familie. Nu avem oameni, e greu să mai găsești oameni la muncă. Facem noi familia și ne limităm la cât putem să muncim noi.